Bun găsit tuturor la horoscopul financiar al lunii mai, o lună mai care se anunță a fi destul de interesantă din punctul de vedere al finanțelor. Să nu uităm că tocmai vin sărbătorile pascale și apoi sărbătoarea de 1 mai și marea majoritate a oamenilor, indiferent unde se află pe pământul ăsta, pleacă în vacanță sau fac niște cheltuieli suplimentare pentru sărbători. Și adăugând la această informație faptul că Venus, planeta banilor, este în plin tranzit prin semnul zodiacal al berbecului, avem o imagine foarte interesantă a zonei financiare pentru luna mai. Venus se află în tranzit prin semnul berbecului, care este recunoscut pentru impulsivitatea sa. Și acest lucru se va reflecta și în maniera în care ne gestionăm banii în luna mai, ținând cont de faptul că va exista o tendință să cheltuim mai mult și mai ales să facem cumpărături compulsive, bazându-ne mai degrabă pe emoțiile și sentimentele sau frustrările noastre, decât pe valoarea reală sau profitabilitatea unui lucru. Iată de ce în luna mai e înțelept să fim atenți la portofel și v-aș recomanda ca să faceți o ușoară economie, pentru că indiferent de valoarea financiară cu care sunteți remunerați pentru activitățile voastre, deci indiferent de salariul pe care îl aveți, întotdeauna să strângi un ban este înțelept și să nu arunci bani pe fereastră pentru temeri ce. Știți că se spune că banul are o anumită energie și modul în care îl tratezi indică modul în care el se comportă vis-a-vis de tine. Și lipsa de responsabilitate în privința banilor se reflectă pe termen lung în bugetele fiecăruia. Și începem să vedem, să vorbim despre fiecare semn zodiacal. Încep cu semnul zodiacal al berbecului, care, din punct de vedere financiar, este predispus în luna mai la cheltuieli. Și vom vedea berbeci care fac niște achiziții importante. Case, mașini, proprietăți, pământuri, călătorii. Deci berbecii cheltuie bani. V-aș sugera, oricum, banii se vor cheltui, clar. Dar găsiți un scop. Cheltui bani. Îmi iau mașină pentru că trebuie să mă deplasez la serviciu și nu mai pot să stau după autobuz. Călătoresc pentru că mă duc să învăț. Nu știu, îmi cumpăr casă pentru că nu mai vreau să stau cu chirie. Deci trebuie să complementați cheltuielile pe care le faceți cu un argument solid. Taur. În luna mai, taurii trebuie să aibă grijă să nu plătească amenzi sau să nu se trezească cu niște impozite calculate greșit sau să nu vă treziți că aveți de dat bani, uitați să-i achitați, să dați acești bani, să faceți plățile și pe urmă apar evident daunele, penalitățile și alte probleme financiare ce pot surveni din acest lucru. Deci, mare grijă din punct de vedere financiar la relația cu autoritățile, relația cu statul, la procese sau la orice altă formă de penalizare a bugetului vostru de către instituții în măsură să vă ia banii din cont. Gemenii au o lună mai în care chiar pot face bani. Dar am să vă spun un mare secret. Marte se află în trigon cu luna neagră, cu Lilith. Asta e de bine să știți. Când auziți Lilith, nu-i vai, vine apocalipsa și rău, că am mai auzit povești de astea, cum că luna neagră ar fi ceva rău. Nu, luna neagră depinde cum e rău dacă te porți rău și e bună dacă te porți bine. Dar ce vreau să vă zic este secretul banilor în luna mai pentru voi. Dacă vă veți folosi ideile creatoare și le veți pune în practic, nu vor rămâne în practică, nu vor rămâne doar la statutul de discuție, veți face foarte mulți bani. Spre exemplu, dau doar un exemplu, nu știu, îți place să faci bijuterii.
și îți dorești foarte mult să faci bijuterii, ai un talent deosebit, prietenii ți-au spus că ai un talent deosebit, tu nu i-ai crezut, acum s-a dovedit că au avut dreptate. Nu mai amâna să transformi pasiunea într-o formă de monetizare. Începe să faci și să vinzi. Sau îți place să crești, nu știu, fructe și legume. Păi plantează-le, frate, nu rămâne numai la ideea de gândesc, lasă că o să fac. Și varianta cu nu mă simt pregătit, scoateți-o din minte. Marte, planeta energiei, este acum pe casa muncii, îți dă foarte multă energie. Data viitoare când te simți pregătit, ferească Dumnezeu, nu-ți doresc asta, o să fie peste 2 ani. Așa că acum mai bați fierul cât e cald. Rac. Racul va face bani doar dacă va colabora cu cei din jur, dacă se implică în parteneriate, asocieri, colaborări diverse. Deci, echipa va aduce bani la RAC. Grupul te va ajuta să-ți îmbunătățești finanțele. Deci, RAC-ul face bani, clar, dar cu condiția să fie într-un grup, să fie într-o echipă și să aibă o cauză comună cu a altor persoane. Și chiar se pot face bani frumos și încă ceva, puteți face bani, dar sursa banilor să se afle într-o altă localitate decât cea în care trăiești. Poate unii raci, nu toți racii, vor face deplasări sau vor fi cu naveta. Vor face navetă. Leu. Leul are o lună bună să facă împrumuturi la bănci, la cunoștințe, bine, nu te duc la cămătari, dar leul face bani sau partenerul leului, soț, soție, iubit, iubită, logodnică și lista poate continua, cine o fi partenerul, partenerul leului poate să-ți dea ție niște idei foarte bune să faci bani sau să investească niște bani cu care împreună să începeți ceva. Este o lună foarte bună pentru leu. Știi cum se spune că averile se fac cu banii altora? Ei, asta este o lună bună pentru tine în care poți să soliciți, repet, un credit, un împrumut sau o susținere financiară. Fecioară. Fecioara chiar are de lucrat tema banilor în luna mai. S-ar putea să primești niște oferte de lucru în străinătate sau să colaborezi cu o instituție din străinătate sau să primești un loc de muncă în sistem corporate. Deci ceva care ține de străinătate este foarte bine amplasat pe harta ta și îți poate aduce câștiguri foarte bune. Și dacă ai oferte de lucru peste hotare, chiar dacă tu te afli într-o altă țară decât cea în care te-ai născut, tot străinătate se consideră orice altă ofertă. Acceptele pentru că vor fi de bun augur. Deci banii vin de peste hotare și chiar se pot face frumos. Poate chiar o activitate sezonieră, că tot vine vara. Balanța. Ei, balanța noastră se află într-o zonă foarte bine poziționată, pentru că e deschis drumul ascensiunii sociale. La tine banul, dacă vine luna mai, vine ca urmare a unei promovări sau a unei recompense pe care o primești pentru activitățile prestate. Este o lună foarte bună pentru balanță să câștige bani și să-și echilibreze bugetul. Dar minusul acestei luni vine din zona cheltuielilor compulsive, la fel ca și confratele tău, Berbecul, că toți sunteți pe aceeași axă. Deci aveți grijă la gestionarea finanțelor și aveți grijă la modul în care vă duceți la cumpărături. V-aș recomanda să aveți o sumă fixă în buzunar, fără cărți de credit, să nu cădeți în vreo ispită. Scorpion. Scorpionul este foarte bine susținut pe zona asocierilor, parteneriatelor, lucrului în grupuri mari, nu mici, sau lucrului cu grupurile mari de oameni. Vom vedea scorpioni care în luna mai se responsabilizează sau primesc mai multe îndatoriri și s-ar putea să trebuiască să aveți grijă de o echipă sau să fiți lead team leader și de aici să iasă niște bani, să fiți plătiți suplimentar pentru activitatea prestată. Dar rețineți că orice asociere, parteneriat
și lucru cu grupurile este bine plătit în luna mai, e de bine, mergeți fără ezitare în direcția respectivă. Săgetătorul trebuie să-și rezolve niște lucruri la serviciu și s-ar putea să apară niște plăți recurente sau niște plăți care se fac din cauza unor erori. Poate ești amendat pentru că nu ți-ai făcut contabilitatea cum trebuie. Sau poate ești amendat pentru că ai uitat să achiți o taxă. Ai grijă la serviciu pentru că pe săgetător, cu un Jupiter Marele Benefic, în retrogradare prin semnul tău zodiacal, pe săgetător vin nori mai gri, care țin de pierderi financiare, nu de câștiguri financiare, dar această perioadă poate fi depășită. Vreau să vă zic un lucru, nu vă speriați, vai, săgetătorul are ghinion la bani în luna mai. Nu, asta se întâmplă la toate semnele zodiacale, nu se întâmplă numai ție. De-a lungul vieții se întâmplă. Întotdeauna când la mine, cel puțin, apăreau probleme pe zona finanțelor, eu aveam o marjă, eram foarte atentă, îmi chipzuiam foarte bine cumpărăturile. Aveam grijă pe unde parchez, aveam grijă cum traversez strada să nu plătesc amenzi, știi că se poate plăti și dacă ești pieton. Și dacă eram atentă, nu pățeam nimic. Pur și simplu gestionam foarte bine la sânge banii. Același lucru e și pentru tine. Deci nu înseamnă că ai să pierzi bani, o să-ți fure bani cineva, cât poate să-ți fure? Îți fure portofelul, bun, și blochezi cardurile. Dar ce vreau să spun este, dacă ești chibzuit, poți să eviți o problemă mai mare financiară. Capricorn. Capricornul începe să se impună, începe să devină din ce în ce mai conștient de valoarea sa și atunci și modul în care ești plătit este vizibil, mai mare și mai bine și mai bun și mai frumos decât până acum. Încep să te reechilibrezi financiar, dar această reechilibrare financiară vine la pachet cu implicarea ta în niște proiecte importante și conștientizarea propriei valori. Vărsător. Vărsătorul poate face bani din două direcții. Ori lucrezi cu o echipă, ori te implici tu într-un proiect personal pe care îl ridici la gradul de afacere care va produce bani. Banii chiar vin la tine în următoarele 4-5 luni, șanse mari de câștiguri financiare, dar nu prin speculații financiare, ci prin muncă, prin colaborări, prin parteneriate. Și ai să reușești să achiziți o datorie și ai să mai reușești să cumperi ceva care îți va oferi o formă de libertate. Și am ajuns la pești, care trebuie să aibă grijă la un bărbat. Aveți mare grijă, că sunteți femei, că sunteți bărbați, pești, semnul zodiacal e important în povestea noastră de data asta. Un bărbat face ceva și vă ia bani sau vă păcălește sau vă promite ceva și nu se mai ține de cuvânt. Fugiți de bărbații luna asta care vă promit câștiguri financiare că e jale. Veți plăti de nu veți ști și vă va afecta foarte mult emoțional. În schimb, bani puteți face de la drum și mulți pești vor primi oferte, fie să înceapă o nouă activitate, fie să plece într-o altă țară să câștige bani. Repet, poate să fie, am mai spus și la alt semn zodiacal, lasă, nu mai știu la care, dar am zis, poate să fie și ceva sezonier. Repet și pentru voi același lucru, poate fi o ofertă de lucru sezonieră, luați-o în calcul că veți face bani din ea. Dragii mei, să vină abundența la noi în luna mai, pentru că mai ales luna mai este 80% luna Taurului, guvernată de Venus, planeta banilor, ne place mult. Dar trebuie să fim atenți la cheltuieli, pentru că e un Venus în tranzit prin Berbec și asta ne face compulsivi și trebuie să fim prudenți. Dragii mei, vă mulțumesc că urmăriți activitatea mea. Nu uitați, mă puteți ajuta să cresc în YouTube dacă apăsați butonul subscribe. Asta mă ajută foarte mult pe mine pentru că ține de indexarea YouTube-ului, adică spre câți oameni este transmis mesajul meu mai departe. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mă urmăriți și să avem o lună mai abundentă și fie să avem, fie să avem
parte de banii pe care îi merităm fiecare în acord cu legile Universului. Asta este cea mai înțeleaptă formulă care poate exista. În acord, Dumnezeu și Universul știe ce ne trebuie, pentru că dacă tu spui vreau 1.000 de lei, s-ar putea ca Universul să aibă pe masă pregătit 1.000.000 și să spui vreau 1.000 de lei și Universul spune, asta cere doar 1.000 și eu am pregătit aici 1.000.000. Bine, să-i dăm 1.000, că asta vrea. Deci, hai să lăsăm Universul să decidă și o să vedeți că o să avem foarte multă abundență. Vă îmbrățișez cu drag pe toți!